În ultimul meu video cu porumbul, care vă l-am arătat rar, e că el e acolo după copaci și e acolo mai la vale, porumb tot a meu. E că acolo porumb tot semănat des. Și mulțumesc. Și am vrut să vă arăt iar alt porumb. Semănat în aceeași zi ca cu porumbul și al care l-am semănat acolo rar. Aceeași semănătoare, aceeași semânță. Neacă, uitați. Nu că ești și tare de aici, dar care-i factorul, dar care influențează acolo? Sunt rari și sunt. Așa că puși vă arăt o altă tehnologie. Aici eu pot să arăt, nu știu la ce centimetri, că nu-i câmpul meu. De semănat, de semănat de mine. Așa că uitați-vă acolo porumbul, iarăși, după 3 luni de sește. Și acum să vă povestesc care e tehnologia din partea asta. Dar trebuie să văd pe undeva pe unde strec. Important să nu fie bășerpi. Restul nu contează. Ia că uitați. Aici este semănat deș. Față de acolo la mine cum este semănat. Adică mai îndel că aici ai sub nuci. Nu, în principiu eu cred că domnul data să strângă ceva. E că aici sunt condiții de sește în care 3 luni de zile nu a fost gram de ploaie la noi. Eu totuși cred minusul la momentul actual că el adânsul se poate de așa că uitați. Dar oricum eu cred că să aibă. Și încoace la deal încă sunt mai frumos, ai acolo cumva poate pământul mai slab. Eu cred că oricum o să aibă. Acolo de la vale, așa că uitați-vă aici. Diferența care eu o știu la tehnologie de aici și acolo e în felul următor. Aici a fost arat la 35-40 cm arătură de toamnă. Arătură cu grevers, tractor puternic și arătură adânc. Și în primăvară de vreme, cred că februarie-martie, când s-au putut intra în câmp, s-au mers cu vibro-cultivator și s-au nivelat câmpul drept. Era foarte, foarte drept. Nu erau bolohani, nu era absolut nimic. Un câmp ideal. Și nu s-a mai făcut nimic. S-au închis umezala, au venit cu semănătoarea pe disc și au semănat. Îngrășământ nu a fost dat deloc. Din câte am vorbit cu proprietarul la câmpul ăsta, e câmp mare, are vreo 50 hectare. Îngrășământ absolut deloc nu a fost dat. Absolut deloc. Pur și simplu, arată adânc, închis umiditatea. Și semănat. A venit și a stropit și a uitat de dânșei. Și a uitat.
în condiții în care nu a plouat 3 luni de zile. Mai, iunie, iulie, ca acum și în august. Mie personal mi-a plăcut. Eu cred că porumbul, da, dacă el avea îngrășământ dat de cu toamnă, era un factor mult mai important și mai bun. Erau mult mai frumoși. Anume, de cu toamnă, dacă era dat sub tarătură. Pentru că el deja ar fi fost dizolvat și acum el pur și simplu ar fi mâncat îngrășământul, dar era și discutabil. Dar ea ca iar un semn de întrebare. Cum lucrăm pământul la toamnă? Arăm adânc, care are posibilitate, sau mini-til, sau no-til. În condiții în care nu ne plouă, 2026, 2021 frumos, 2022 sește. Cred că are și el mai mărânței, dar eu cred că se amânați prea des. Eu nu știu de ce cauze se amână atât de des. Nu știu. Dar eu, dacă, de exemplu, am câmpuri care le iau și le cosesc, omul dat, proprietarul dat, o să mănânc și porumb. Cât de puțin. O toană, două, trei toane, dar ele sunt. Pur și simplu, el a făcut ceva diferit de mine. Nu a scos umeditatea asta primăvară. De vreme tare, o mers cu vibrocultivatorul, o îndrepta pământul și amin. A să-l întreb la toamnă cât porumba să trăie ridice, dar hai să fim serioși. Alții nu trăie nimic.